Vă salut, dragii mei! Predau de vreo 10 ani la o facultate de jurnalism un curs despre manipulare, iar una dintre lecțiile principale pe care o dezbat cu studenții mei se numește simplu generalizarea. Știm deja foarte bine că principiul puterii este divide et impera și atunci putem înțelege de ce de-a lungul timpului casta conducătoare a tot separat și împărțit lumea pe criterii absolut artificiale, generând mai întâi conflicte, apoi venind desigur cu soluții, astfel dobândind prestigiul necesar ca vieții oameni să îi se închine ca la idoli. Adevărul este că nu există popoare, ci oameni. Nu există țări, ci doar terra. Nu există bogați sau săraci, căci toate resursele sunt pentru toți. Nu există religii, ci doar Dumnezeu. Acum ia să ne gândim puțin. Păi dacă există poporul numit umanitate, care locuiește în țara Terra, deține toată producția naturală și se închină unui singur Dumnezeu, ar mai exista atâtea războaie, jafuri, nenorociri? Sigur, la nivel micro poate da, dar catastrofe de tip război mondial sunt convins că nu. Una dintre marile inginerii ale stăpânitorilor este doctrina generalizării. De câte ori auzim despre ce au făcut nemții, rușii, americanii, țiganii sau n-au făcut bucureștenii, parizienii, oricum sunt musulmanii, ori creștinii. De fapt, planeta este un organism ale cărei celule sunt ființele, dar și ea este parte dintr-un sistem galactic integral la rândul său într-un univers infinit. Nu există în realitate concepte precum dușman sau străin, există doar diferențe. Ei bine, tocmai asta face generalizarea, distruge diferențele și atunci devine posibilă marea manipulare prin care stăpânitorii conving miliarde de oameni să participe la războaie atât între sexe, neamuri, companii, națiuni. Dumnezeu este integralist, diavolul separator. Pacea este unitatea, iar războiul nimic altceva decât respingerea diferențelor. Tatăl a creat unitatea în diversitate, iar vrăjmașul omului a căutat dintotdeauna discordia. Catolici versus ortodoxi, patroni versus muncitori, arieni versus semiți, unguri versus români, minorități versus majorități și așa mai departe. Învățăm la istorie că latinii au făcut nu știu ce, că germanii au declanșat războaie, că evreii conduc lumea, că americanii au invadat, că rușii au anexat, nimic mai fals. Popoarele nu decid nimic, nu acționează niciodată după un plan, doar conducătorii lor o fac. Nu americanii au intrat în Irak, ci niște soldați care purtau uniforma armatei Statelor Unite. Nu rușii au invadat Ucraina, ci armatele lui Putin. Nu evreii au adus comunismul, ci Marx, Engels, Lenin. Pentru păcatele unor persoane concrete, nu se poate condamna și nu se poate responsabiliza o întreagă populație. Aceste feluri de responsabilități colective întotdeauna duc la faptul că adevărații făptași scapă, însă în locul lor vor fi întotdeauna pedepsiți o mulțime de oameni nevinovați. Aici stă genul malefic al celor care scapă nevinovați, ascunzându-se în spatele unor noțiuni abstracte. Instrumentul prin care se propagă generalizarea este mass media, iar ea este deținută global de casta conducătoare. Dacă să presupunem că în China și apoi în restul lumii câteva mii de oameni s-au îmbolnăvit de ceva, prin generalizarea mediatică se poate decreta ușor o pandemie. Planeta s-a îmbolnăvit. Oare chiar așa să fie? Noi românii știm pe pielea noastră cât de oribilă poate fi generalizarea. Dacă niște cetățeni români comit infracțiuni în Italia, să zicem, este corect să spunem că toți românii sunt hoți? Dar dacă niște arabi pun bombe la Bruxelles, oare avem dreptul să spunem că musulmanii sunt teroriști? Dacă niște neveste își înșeală soții, oare am putea crede că toate femeile sunt curve? Dar dacă unii bărbați sunt violenți în universul lor conjugal, toți bărbații sunt niște porci? Fără generalizare nu poate exista război. Nu poate exista conflict între țări, popoare, religii sau între orice alte comunități. Dacă știm asta, primul pas pentru a ieși din urzeala demonică este renunțarea la generalizare și concentrarea pe diferențe. Și atunci ar fi bine să reținem. O țară nu gândește nimic, nu simte nimic, nu face nimic, nu planifică nimic, nu ia nicio decizie și nu merge în nicio direcție.
Numai anumiți oameni sunt capabili de asemenea lucruri. Cei care au funcții, au identități, au chipuri, locuințe, gânduri, au viziune asupra lumii și asupra propriilor lor vieți. Păi hai să ne gândim puțin. Dacă 10 români atacă Palatul Buckingham, cum ar fi ca loc să-i urmărească, prindă și condamna, autoritățile britanice să considere că România a atacat Marea Britanie și ca atare să declanșeze un război împotriva țării noastre? Vi s-ar părea ciudat? Păi vă întreb și eu, primul război mondial nu a început după ce un sârb l-a asasinat pe Ferdinand al Austriei?